Jack, piratul cel teribil. Johnny din lampă. Nu pot să cred, Snack. Chiar a pus mâna pe lampa mistică a fesului de aur. Și cum scoți duhul din ea? Asta trebuie să aflăm, Snack. Dar ideea este că e a noastră, deci putem să nu ne grăbim. Uită-te la ea, Snack. Și dacă ne prinde monstrul marin, capitane? Dacă monstrul ăla marin, stupid, chiar există, ne-ar fi prins până acum. Și uite cât de aproape stă de corabie. De ce? Ai grijă, capitane, hai să strici masa și nu avem bani să o plătim. Nu pot să cred că peștele la idiot a luat lampa. Cum o putem lua înapoi? Avem nevoie de cineva care e foarte bun la pescuit. Da, dar cine? Vă ajut eu să prindeți peștele ăla, dar nu va fi ușor și nu va fi ieftin deloc. Angus Dagnabit! Da, flăcău, chiar el. Dar credeam că te-am omorât. Și te-am omorât, gogomar scoțiancești. Erai fantoma. Da, am fost o fantomă, dar m-am făcut bine. Și spui că ne poți ajuta să prindem monstrul ăla marin? Va fi o plăcere, dacă prețul e destul de bun, flăcău. Și cam cât înseamnă, după părerea ta, exact bun în bani? Jumătate din pradă. Mulțumesc, la revedere. Cum dorești, flăcău? Capitane, tocmai mi-a apărut în minte un gând extrem de urât și de diabolic de viclean. Ar fi bine să-l lași să iasă până nu se strică, Snack. Să-l facem pe Angus să ne ajute să prindem monstrul, apoi luăm lampa înapoi și chemăm duhul și am putea să-l punem pe duh să ne scape de Angus, nu? În loc să-l plătim jumătate din cât valorează duhul. Adică să-l mințim, să-l facem pe Angus să vină cu noi sub un fals motiv, să-l punem pe el să facă toată treaba, apoi când obține trofeul să-l înșelăm cu o premeditare cu sânge rece și să-l lăsăm nevoiaș fără nimic pentru efortul său în afară de mâini bășicate și un orgoliu făcut praf asta? Da, cred că a fost un gând oribil și rău, capitane. Chiar asta a fost, Snack, și exact asta vom face! Angus! Angus Dagnabit! S-a făcut! Foarte bine, dragul meu! Ridicăm pânzele în zori! Asta, flăcă, e un harpon! Îl vom folosi ca să prindem bestia mării! Apoi aceste butoaie, care sunt legate de harpon, ne vor ajuta să știm unde e bestia ca să putem să-i dăm lovitura de grație! Ați înțeles? Acum, fii cu ochii patul după monstru ăla, flăcău! Eu am să mă ocup de cârmă! Hai, capitane, va fi distractiv! Uite acolo, flăcău! Bine țintit, flăcău! Știi, Snack, cred că încep să mă simt ceva mai bine! Țineți-vă bine, domnule! Adu plasa! Uite-a! E grea! Acum, imediat ce ajunge pe punte, lovește-l cu asta! Mai ușurel, flăcău! Cred că-ți place prea mult să lovești! Nu fi rar! E doar Jack cel teribil! Scuze, capitane, credeam că ești peștele. Ești afară. Ei bine, la ce te-ai gândit tu și ce sunt eu? Sunt trei lucruri diferite, Snack. Acum vreau să-i cer scuze primului ministru și să pregătești un ceai dansant pentru bonoiul meu vorbitor. Oh, pui! În regulă, flăcăi, vom arunca fiecare câte o momeală și vom prinde afurisitul ăla de monstru marin. Uitați cum se aruncă! Pare ușor! Fie rar!
Nu știu de ce îl suport, chiar nu știu. Ar fi bine să trag de firul lui ca să mă tragă la suprafață. Angus, Angus, cred că l-am prins. Bine, Flăcău, acu trage-l. Cu siguranță e foarte mare. A, da, deja se luptă cu noi. Nu e un monstru, Marin. Băcat! Scoate cârligul și aruncă-l în apă. Ăsta ultimul a fost cel mai urât pește pe care l-am văzut vreodată în viața mea. Slac, capsabanule! Wow, un pește vorbitor. Poate n-ar trebui să-l arunc. Slac! Da, sigur, ar fi putut valora o avere. Slac! Îmi știe numele. Poate ar trebui să-l tragem înapoi. Cred că ai dreptate. E uimitor. Peștele vorbitor arată exact precum capitanul. Da, desigur. Care erau șansele să se întâmple asta? Uitați-vă, rătăroilor, sunt chiar eu! Peștele ăsta e un impostor. Se dă drept capitanul. Asta e fraudă! Da, ar putea lua identitatea capitanului și să-i fure cărțile de credit și să facă niște cumpărături extravagante. Aruncă frânghia, ridicăm și-l pocnim cu bâta. Da, îți aruncăm o frânghie și te ridicăm. Iarăși timpul. Crede că noi îl credem. Oh, nu! A fost mâncați de monstru! Nu vom mai ieși de aici niciodată! Păi, Angus, privește partea bună! Care-i partea bună? Măcar am prins peștele vorbitor! Nu pot să cred! Uite, rozătoare cu creier puțin! Sunt eu! Ia, uite, încearcă să limite pe capitan! Eu sunt capitanul! Ești un pește! Capitan! Pește! Capitan! Pește! Da, e capitanul. Ahale, răscoțiană! Trebuia să fii un mare pescar și uite ce ai reușit să faci. Practic am prins monstrul. Totul depinde de cum privești asta. O privim din interior, nu-i așa? Nimeni nu vorbește cu tonul ăsta, cu un degebit și-și păstrează mâinile și picioarele pe lângă corp. Apără-te! Hai! Va fi o plăcere să te învelesc în craniul ăla scoțian și gol al tău. Capitane, uite, lampa magică. Freco, și să-l punem pe duhul din lampă să ne scoate de aici. Duhul? Sunt ceva cuvinte magice? Ce? Ca abracadabra? N-a fost grozav? Puțin ciudat, dar grozav. Aș putea să vă ofer un pat de campanie. Un scoțian, un pirat și un șobolan uriaș. Un scoțian, un pirat și un șobolan uriaș. Exact asta am spus. Cine sunt următorii invitați? Urățele bun venit lui Agnes Dagnabit, Snack Șobolanul și Jack Piratul cel Teribil. Bun venit în emisiune. Aveți niște costume grozave, nu? Dac? Nu-i grozav? E puțin cam ciudat, dar grozav. Deci ce vă aduce aici jos? Păi, căutam duhul din lampă. Ce-i așa amuzant? Adică, nu știi? Ce să știu? Știi tu. Ajunge. Nu e duhul din lampă, e Johnny din lampă. Și ăsta a fost tot timpul nostru, oameni buni. Noapte bună, urmăriți-ne mâine când oase pe zi vor fi Gandhi, Spice Girl și uimitorul Bob.